Dragostea de sfinți și vremea frumoasă i-au făcut astăzi pe credincioși să își îndrepte pașii către Colina Patriarhiei, unde în această dimineață a început pelerinajul la Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou. Chipuri zâmbitoare, suflete ușurate, lacrimi vărsate pentru bucurii sau încercări, mulțumiri și rugăciuni stăruitoare. Ocrotitorul Bucureștilor este sursa tuturor acestor trăiri pe care pelerinii veniți mai de aproape sau mai de departe le-au adus cu ei și le-au exteriorizat la atingerea de racla cu sfintele sale moaște. Emoție și o liniște care nu se poate, pe care nu o găsim decât la sfinți. Cât e ca atunci când mergi la cineva acasă și te simți binevenit? Vă văd așa mai sobru, dar sunt sigur că în spatele acestui chip sobru e o bucurie. Da, mă bucur că am avut posibilitatea să vin astăzi și să mă închin la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. Pentru mine e o bucurie, mai ales în momentele în care sunt puțin așa mai sobru, când spuneți dumneavoastră, poate chiar supărat. E o trăire interioară deosebită pe care e cu greu pot să o exprim în cuvinte. Am zis că ați vrut să imortalizați momentul o poză. Presupun că este ceva important pentru dumneavoastră. Absolut. Și știți de ce? Pentru că atunci când mergem la o icoană, la moaștele sfinților, se produce un miracol. Și știți care? Este o împreună îmbrățișare. Încă din prima zi a pelerinajului pe Colina Bucuriei au venit și credincioși din afara Bucureștiului. De unde veniți? Din Pitești. Suntem aproape. Ați venit special? Da. Da, da. Ce vă leagă de Sfântul Cuvios Dimitrie? Multe bucurii, împliniri și întotdeauna venim să-i mulțumim pentru tot ce face pentru noi. Bătrâni și tineri deopotrivă vin să îi aducă mulțumire Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, dar și să rostească câte o rugăciune. Sănătatea și pacea sunt nelipsite din cererile adresate Sfântului. Ne-am rugat Sfântului pentru tatăl meu, de fapt, și ne-a primit mereu rugăciunile. Și aduc mulțumire Sfântului Dumitru. Că veneam când eram eu, că puteam și m-a ajutat foarte mult. Aveți? 89. Veniți în fiecare an aici, la Sfântul Cuvios Dimitrie? Da, fiecare an veniți și ne rugăm pentru sănătate, liniște. Ați simțit așa ajutorul Sfântului? Da. Simțim că suntem și mai ușurați. Dumneavoastră a zis că cereți busuiocul pentru o păpușică. Cine e păpușica? Nepoțica mea, Maria Ștefania. V-ați rugat pentru ea? Da, pentru școală, pentru minte, pentru înțelegere, răbdare, ascultare. Sfântul Cuvios Dimitrie te leagă de bunica ta, îți aduce aminte? Da. Ce ai simțit acum când ai trecut prin fața racliei? Păi nu știu, m-am bucurat să fiu din nou aici și m-am gândit la bunica mea și m-am rugat pentru ea. Pacea lăuntrică pe care o oferă Sfântul îi face pe credincioși să revină an de an. Doar faptul că merge acasă mai liniștit și cu mai multă încredere și cu mai multă putere e important. Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou ocrotesc Catedrala Patriarhală și Cetatea Bucureștiului de 249 de ani.